Românii sunt din ce în ce mai reticenți când vine vorba să doneze sânge. Oamenii se gândesc de două ori înainte să meargă la centre din cauza condițiilor neprimitoare, a lipsei de informare sau a neîncrederii referitoare la destinația sângelui. Dar despre aceste temeri discutăm mai multe cu medicul Tudor Ciuhodaru în direct cu noi. Bună dimineața, domnule doctor, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună dimineața și o zi mai răcoroasă, că văd că e fierbinte și pe la București. Așa să fie. Spuneți-mi, vă rog, pe lângă aceste motive pe care le-am amintit eu, mai există și alte temeri pentru care românii nu merg, iată, să doneze sânge și totodată ce se întâmplă în momentul în care aveți nevoie, că se întâmplă zilnic, și nu are spitalul suficiente stocuri de sânge? Cum vă descurcați? În primul rând, puteți salva o viață. Vreau să nu uitați niciodată acest lucru și vreau să mulțumesc tuturor celor care au donat, donează și vor dona sânge. Și să știți, doamna Cercan, situația este tragică. Din acest punct de vedere, doar unul din trei români primește sânge atunci când are nevoie. Și să știți că există și soluții și le propun, mi s-a uscat gâtul, doamna Cercan, că încep să mă gândesc la lucruri care n-ar trebui să fie sau cum ar trebui să fie. Am propus un program național de promovare a donării. Este o soluție legislativă clară prin care pot să asigur un flux constant și eficient de donatori. Și să știți că sunt trei direcții foarte simple. Asta înseamnă educație pentru sănătate, facilitare și fidelizarea, deci facilitarea donării și fidelizarea donatorilor. Și ne uităm puțin pe țările europene, doamna Cercan, că tot ne comparăm cu o țară ca afară. Acolo unde s-a făcut educație pentru sănătate și s-a predat la școală, care sunt beneficiile donării, care sunt vârstele optime pentru a ne încadra în anumiți parametri, care sunt beneficiile pentru sănătatea donatorului. În astfel de țări, procentul de donare este important. Este pe undeva pe la 9% în Danemarca, 8% în Elveția, 5% în Germania. În schimb, în România, extrem de multă empatie pe Facebook, dar când este vorba despre lucruri concrete, lucrurile sunt puțin diferite. Unde am avea nevoie de cam 2,5% donatori, noi avem pe la 1,7%. Deci educația pentru sănătate, din punctul meu de vedere, este esențială și îți arată și beneficiile și riscurile și tot ce ar trebui să faci în astfel de situații, când ar trebui să fii donator, în ce grupă de vârstă ar trebui să te încadrezi și vă spun eu, între 18-65 de ani, să ai peste 50 de kilograme, să nu ai tulburări de ritm cardiace, să nu ai febră, să nu ai anumite patologii și inclusiv pentru donarea de sânge total vorbim despre intervalul de minim 2 luni când se poate face un astfel de gest umanitar pentru toți cei care sunt în jur. Iar dacă vorbim despre facilitare și fidelizare, facilitare și fidelizare am propus, era cred că domnul Achimaș, ministrul sănătății, eu am vorbit, el a auzit, era vorba despre un registru unic al donatorilor de sânge. Și e foarte simplu, doamna Cercan. Ai o evidență cu numărul de donatori, cu distribuția lor pe grupe de sânge, cu EPRH, distribuția lor în țară, îi poți anunța și le poți asigura și facilita donarea prin înscrierea pe platforme online. Se pot fi anunțați prin SMS sau prin mail în momentul în care le vine posibilitatea de a dona sânge, în așa fel încât să nu aștepte prin centrele de donare. Și evident că o astfel de modalitate care simplifică procedura de donare și care asigură confortul pentru cei care vor să facă acest lucru, este o soluție, din punctul meu de vedere, optimă, iar pot să asigur și această fidelizare. O să fac o mică paranteză, să știți că am reușit în mandatul trecut să asigurăm pentru Iași 30,1 milioane de lei pentru o bancă de sânge. Băncile de sânge există în România în momentul de față, dar problema ține de donatori, de numărul de donatori. Dar iar cum trec totuși, iată, cei temători de această teamă? Cum pot face să doneze sânge? Își doresc mulți oameni să doneze, dar le este teamă, nu știu, au o frică. Ce ar putea face ca să nu mai aibă această frică? Tot de educație pentru sănătate vorbim și se vorbea acolo și de faptul că, să știți, un om care se prezintă într-un centru de donare, care nu este un pacient, el vrea să facă un gest umanitar. Exact. Are acele reticențe care țin de abordarea sistemului de sănătate din România. Își pune problema că va aștepta, își pune problema că va fi tratat necorespunzător, își pune problema că lucrurile nu vor fi așa cum ar trebui să fie și în aceste condiții refuză de foarte multe ori să facă acest lucru pe care în alte condiții l-ar face fără niciun fel de problemă. În plus și aici erau lucruri care trebuiau să fie perfectate, corectate. Noi oferim la nivel de stat anumite facilități pentru cei care donează sânge, dar se poate și mai mult din punctul meu de vedere, chiar dacă donarea este un act voluntar. Se pot asigura facilități în sistemul de sănătate, se pot asigura anumite proceduri medicale, se pot aduce chiar reduceri la plata acestei contribuții la asigurări de sănătate, în așa fel încât cei care fac acest lucru să fie încurajați și fidelizați pentru un astfel de demers.
Iar problema cu acele, asta o au foarte mult, să știți, nu este vorba doar despre cei care donează sânge și în acest context lucrurile țin de partea individuală, de asistență psihologică. Dar marele refuz ține exact acest lucru. În primul rând, nu avem o campanie eficientă de donare și v-am zis, educația pentru sănătate a fost soluția optimă făcută în toate țările europene și la cercan. Haideți să ne gândim la donarea de sânge, trecem în altă sferă, ca la un produs comercial. Eu aș aduna câțiva vloggeri din aceștia care sunt la modă, i-aș pune într-o cameră, le-aș da informația medicală și aș vrea o soluție care să prindă. Și iar pe partea aceasta umanitară, mai era un celebru dicton din parcă din Filantropica. Mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește, nu, aici este vorba de nici măcar sânge. Aceste campanii făcute doar patriotar, pompos, nu rezolvă problema și ele trebuie adresate, țintit, pentru cei care chiar vor să facă acest lucru. Și dacă vreți, o să mai pun o mare întrebare. S-a investit mulți bani în acele centre de recoltare mobil. Centre, parcă era vreun milion de euro băgat pe acolo, de centre un milion de euro. Mă întreb și eu, cât a costat întreținerea acelor centre de recoltare mobilă, cât a costat casco, cât a costat personalul de întreținere și care a fost Și eficiența lor cum în termen puteți real. afla că dumneavoastră aveți mai multe șanse ca noi să aflați aceste lucruri? Păi da, încercam, nu prea mai am aceeași armă a interpelării, ca să zic așa, din Parlamentul României, dar poate o faceți și dumneavoastră, poate o facem și toții, pentru că este interesant că de 1 milion de euro, dacă îi transformăm în bonurile acelea de masă sau în zile libere care se oferă pentru un donator, s-ar putea să constatăm că am fi avut mult mai multe soluții de recoltare și aș merge pe campaniile de informare, mai ales în zonele în care sunt mari aglomerări de potențial donatori. Vorbesc despre zonele industriale, despre zonele de IT, despre multinaționale, în care dacă le faci o informare corectă și faci campania țintit și cu beneficiile și cu le asiguri practic facilitatea donării și nu trebuie neapărat o mașină Da. de aia mare de milioane de euro, te poți duce într-un cabinet medical cu ceea ce îți trebuie pentru a recolta sânge și gândiți-vă că dacă faci această campanie eficient, dacă faci registrul unic al donatorilor de sânge, dacă faci educație pentru sănătate, eu sunt convins că într-un singur an s-ar dobla numărul de donatori, iar problema sângelui din România nu ar mai fi o problemă. Altfel, o să vedem că această criză a sângelui, care este cronică și se acutizează în funcție de cum și cine vine să doneze, este o criză care afectează și pacienții și bugetul. Făcusem la un moment dat calcule, erau vorba de sume importante care se pierd prin temporizarea intervențiilor chirurgicale. Și gândiți-vă că asta cu banii, vorba aceea, cât costă viața dumneavoastră. Dacă vorbim despre potențiale complicații, de temporizări, de pacienți oncologici care avea nevoie de intervenție chirurgicală de urgență, de fracturile de șold, care ar fi nevoie pentru protezare de o rezervă de sânge și de multe, multe alte situații, tratez în fiecare zi politraumă la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Iorga, de multe ori e nevoie de sânge. Toate aceste lucruri ar putea să fie rezolvate prin adoptarea unui banal proiect de lege, care să știți că din punctul meu de vedere nu costă mai nimic, pentru că educație pentru sănătate înseamnă un capitol în plus la orele de biologie și materia se poate fi scrisă de Ministerul Sănătății împreună cu cel al educației și devine imediat eficiență având aceste cunoștințe, deprinderi și abilități. Iar pe de altă parte, un registru unic al donatorilor de sânge, găsesc 3 IT-și la Iași care pot să-l facă în 5 minute și vă dați seama că a avea o platformă online de facilitare a donării, de programare, de a elimina timpii care sunt mari de așteptare și ar mai fi poate o soluție dacă ar fi suficient personal prin aceste centre de donare, în așa fel încât această activitate să se poată face un alt ritm, eventual și la sfârșit de săptămână, și să nu mai existe aceste discontinuități care pun practic în pericol viața pacienților din România. Dar oricum, mulțumesc tuturor donatorilor Și noi mulțumim și tare puteți mult salva pentru o viață. intervenție și pentru toată această discuție, domnule doctor. Mergem acum mai departe cu știrile.